Este un festival care a căpătat tradiție atât la nivel național cât și la nivel internațional. Este un festival care a început să îți spună cuvântul. Un festival care crește de la an la altul, atât prin numărul de păpuși cât și prin numărul de participanți. Anul acesta vom avea peste 400 de evenimente și peste 20 de țări. Spectacole venite din toate colțurile lumii, spectacole de circ, spectacole cu păpuși și marionete, concerte, expoziții, teatru de umbre, teatru lambe-lambe, cum v-am obișnuit, teatru de o persoană. Vom avea multe surprize. Ce va fi spectaculos anul acesta? Vom avea păpuși noi, evident, ca în fiecare an. Dar anul acesta păpușile vor fi articulate, adică în ce sens? Vor fi marionete la 4 metri jumătate, aproape de 4 metri 80, până în 5 metri ca să respectăm normele, care vor interacționa cu publicul. Dacă în anii precedenți am avut păpuși plimbate și care nu interacționau cu oamenii, anul acesta mare parte, o proporție destul de mare, vor interacționa cu publicul. Păpușile, marionetele, ca să le spunem așa, păpușile gigant, sunt făcute aici, în Craiova. Suntem singura instituție de stat, de profil, care face acest lucru, sub îndrumarea scenografei Oana Micu, cea care a creat identitatea acestui festival încă de la prima ediție și care continuă să ne surprindă și să surprindă publicul din Craiova și nu numai, cu creațiile și cu viziunea ei. Cât de greu prind păpușele viață? Greu, greu. Sunt foarte multe ore de muncă. Chiar la un moment dat vorbeam cu Oana Micu și spuneam că o parte din ele sunt sculptate de ea și de mine. Am pierdut cam o săptămână să ascultăm ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Durează foarte mult acest proces pentru că ai nevoie de timp, de uscare, de mână, că la un moment dat obosești, evident. Și pentru a pune papier-mâșe, cum bine vedeți ceea ce fac copiii în momentul de față, tot așa e nevoie de un timp, de câteva zile, se dă un strat, se lasă la uscat, după care se dă al doilea strat, ca să întărim structura elementelor din marionete sau din păpușă. Beneficiați de ajutorul acestor voluntari, mici și mari, da. Cât de greu ar fi fără ei? Foarte greu ar fi fără ei. Fac parte din echipa noastră. E mult spus echipa noastră, suntem practic o familie și ăsta este lucru cel mai important pe care acest festival l-a dezvoltat. Familie. Familie, suntem o comunitate de păpușari și nu numai, și copii care doresc să muncească și credeți-mă că muncesc foarte mult în perioada festivalului și nu numai, și înainte de festival, de a construi, de a tăia, de a merge să facă promovare, pentru că tot ei fac promovare în Craiova, tot ei lipesc afișele, tot ei se ocupă de spoturile pe care le fac înainte de festival. Ar fi foarte greu fără ei. Sunt foștii spectatori, ei au crescut aici. Da, sunt foștii spectatori, sunt foștii participanți la ateliere și oameni care s-au îndrăgostit de ceea ce face Teatrul Colibri, de această lume frumoasă, fantastică, așa cum i-a spus Adriana, fabrica de povești Electro Colibri. Da, s-a creat o comunitate. Știu că în alți ani exista o temă a festivalului. În acest an care este? În acest an este Carnivale. Este o ediție plină de culoare, o ediție plină de surprize. Dar cel mai bine vă așteptăm la festival 25 august, 1 septembrie, unde o să puteți să vă întâlniți cu acești minunați din spatele meu, pe care o să-i găsiți pe toate locațiile, pentru că vom avea foarte multe zone. Și o să vă întâlniți cu bucățile astea pe care acum le vedeți de polistiren în splendoarea lor când vor fi gata ca și marionete gigante. Aveți una mai dragă? Toate sunt dragi. Toate sunt o parte din noi,
din Oana Micu, scenograful acestui festival, și din, din ceea ce fac copiii. Nu cred că există una favorită. Toate sunt frumoase în felul lor și toate reprezintă ceva pentru fiecare dintre noi.